Ploaia continuă să cadă tristă, dar mai puțin răpăitoare, ca într-un soi de lehamite universală. Nu se întrezărea o fulgere, însă, din când în când, preceda de un sunet deja îndepărtat, un tunet scurt mormăia stăruitor, dând din uneori impresia că se întrerupe, obosit, poate el însuși. Ploaia încetini și mai mult, parcă subit. Unul dintre salariați deschise fereastra dinspre rua dos doradores. Un aer proaspăt cu resturi moarte de aer încins se strecură în marea încăpere. Vocea patronului Vasche se auzi puternic în preajma telefonului din biroul de alături. Cum? Tot ocupat? Și urmă zgomotul unor vorbe seci, Rostite în aparteu, probabil un comentariu obscen la adresa funcționarei de la celălalt capăt al firului.